Deschidem acum cuvântul Domnului la Evanghelia după Luca, capitolul 7. Citim de la versetul 11 la 16. Evanghelia după Luca, capitolul 7, de la versetul 11 la 16. Să ascultăm cuvântul Domnului. În ziua următoare, Iisus se ducea într-o cetate numită Nain. Împreună cu el mergeau ucenicii lui și norot mult. Când s-a apropiat de poarta cetății, iată că duceau la groapă pe un mort, singurul fiu al maicii lui, care era văduvă. Și cu ea erau o mulțime de oameni din cetate. Domnul, când a văzut-o, i s-a făcut milă de ea și i-a zis, nu plânge. Apoi s-a apropiat și s-a atins de sicriu. Cei ce duceau sicriul s-au oprit. El a zis, tinerelule, scoală te spun. Murtul a în capul oaselor și a început să vorbească. Iisus l-a dat înapoi maicii lui. Toți au fost cuprinși de frică. Slăveau pe Dumnezeu și ziceau, un mare proroc s-a ridicat între noi. Și Dumnezeu a cercetat pe poporul său. Amen. Iubistra și surori, Doamnelor și domnilor. În timpul vieții sale pământești, mântuitorul nostru Iisus Hristos a participat, să spunem așa, după cât spune Scriptura, cel puțin la trei mormântări pe toate trei le-a dat peste cap. Oriunde a fost, a făcut probleme. A fost la funerarul fiicei lui Air, Matei 9, 18 la 26. A fost la mormântarea acestui copil al văduvei din Nain, în pasajul de astăzi, și a fost la groapa lui Lazar. În toate trei cazurile, despre care vorbește Scriptura, morții au înviat. Au fost redați din nou familiei. Au fost redați din nou societății. Morții au avut o mărturie despre ce însemnează să treci dincolo și apoi să te întorci din nou în lumea aceasta. Desigur că și în zilele noastre se întâmplă fenomene de felul acesta. Pentru că Dumnezeu este cel care are dreptul de viață și de moarte asupra noastră. Așa cum spune Scriptura, el face tot ce vrea în cer și pe pământ. Dar bineînțeles, întotdeauna planul lui este un plan de binecuvântare. În pasajul de astăzi, întâlnim această femeie văduvă din această cetate din Nain. Este singură acum, este lipsită de mângâiere, este lipsită de orice bucurie, are durere sufletească, orice speranță este pierdută pentru ea. Soț nu are, singurul fiu nu mai este în viață. Harul ei mare a fost că s-a întâlnit cu Iisus Hristos. Este posibil că în această zi, vorbind din pasajul acesta, să mă adresez multora care, chiar dacă n-au un deces în familie, dar au o experiență similară cu această văduvă din Sunt singuri, sunt fără viitor, sunt fără de siguranță, sunt fără de speranță. Au pierdut orice posibilitate omenească de realizare, orice posibilitate omenească de a se ridica din nou în capul oaselor. Vestea bună însă pe care o am ca întotdeauna este aceasta. Iisus Hristos este același. Ieri, azi și în veci. În Psalmul 102, versetul 27, cuvântul Domnului spune, Tu rămâi același și anii tăi nu se vor sfârși. Psalmul 22 cu 24, el nu disprețuiește, nici nu urăște necazurile celui nenorocit și nu-și ascunde față de el, ci el ascultă când strigă către el. Iisus trece și pe lângă noi, pentru că în planul lui ești inclus și tu, sunt inclus și eu. Înaintea lui nu se are în vedere fața omului, de aceea există speranță pentru tine, indiferent cât de acută, cât de gravă este circumstanța în care te afli. Permiteți-mi, desfrașestorilor, doamnelor și domnilor, să vin în fața noastră tuturor, în vederea bărbătării cu un mesaj pe care l-am intitulat Întors din drumul spre groapă. Întors din drumul spre groapă. Și în primul rând, văd din dinain sau oglinda disperării. Văd din dinain sau oglinda disperării. În această văd vă dinain în problema ei în circunstanța ei, în situația ei, te invit să te redescoperi pe tine, să vezi problemele tale, necazurile tale. Și cum arată necazul acestei femei și cum poate arată necazul tău? Are trei dimensiuni. Prima, trecut dezastruos. Versetul 12, partea finală, spune, mamă care era văduvă. Era văduvă. Trecutul ei, este un trecut dezastruos. Gândiți-vă în societatea în care această femeie trăiește, dacă soțul este mort, ea este o alungată a societății. Pentru că nu mai are sursa pâinii, nu mai are suportul psihic, nu mai are suportul moral, nu mai are suportul spiritual, nu mai are tatăl la singurul copil care l-aveau până în momentul acesta în care se întâmplă doua nenorocire. S-a dus cu siguranța și cu protecția familiei. Uite-te la tine. Cum este trecutul tău? Poate ai tot felul de pierderi în viață, tot felul de experiențe negative în viață, tot felul de lucruri care te-au doborât și te-au pus jos până acum, te-au depresat. Dacă te gândești la trecutul tău, te mai întrebi, oare mă poate Domnul mântui? Pentru că sunt unii dintre dumneavoastră care mă ascultați, fie aici, fie la internet, și veți zice, cu trecutul meu, nici Dumnezeu nu se mai îndură de mine. Alții vor zice, cu trecutul meu, în condiția în care mă aflu, Dumnezeu nu mai ascultă rugăciunile ca să mă vindece. Ori alții, dacă ne gândim și se gândesc numai la ziua de ieri, numai la ziua de ieri, Ceartă în familie, bărfe, nemulțumiri, mânie, binele pe care puteai să-l faci și nu l-ai făcut, nerugăciune, necitirea Evangheliei, înșelăciune, cădere morală. Ce ai făcut ei? Dacă te gândești la trecutul tău, trecutul tău este un trecut dezastruos. Și ca și această văduvă, trecutul ei este un trecut dezastruos. Ce poți să faci cu dezastru? Ce am putea face cu dezastrul vieții? Nu putem să facem nimic omenește. Și pentru că nu putem face nimic, a venit Iisus Hristos la noi. Și s-a oprit Iisus Hristos în dreptul nostru. A venit El ca să ne șteargă trecutul și să nu-și mai aducă aminte de El. Vă aduceți aminte de cuvântul Domnului, cel puțin mic, a cu 19, -lea. dacă acest pasaj nu mai puneți la inimă, este atât de profund, este atât de adânc. Dumnezeu care este tot cunoscător, Dumnezeu care știe toate lucrurile, Dumnezeu pe care toate lucrurile le-a făcut în, ba, în baza precunoașterii, repet, precunoașterii, nu predestinației. El precunoaște, vede înainte. De ce spune Apostolul Pavel? După știința mai dinaintea a lui Dumnezeu, după sfatul de mai dinainte a lui Dumnezeu, în baza precunoașterii lui, știe toate lucrurile. Știi ce păcate o să faci după ce te naști și ce păcate o să fac după ce mă nasc. Știi lucrul acesta. Și cu toate acestea că este atât cunoscător, își impune să uite. Își impune să șteargă trecutul. Așa cum vă zicea, vă aminteam textul de dimineață, tu spunea către Israel, mai chinuit cu păcatele tale, dar spune, dar eu îți șterg fără de tale și nu mai aduc aminte de ele. Iar în Mica 7 cu ce spune, El ne aruncă toate păcatele noastre în mare, numită Marea Uitării și cum vă spuneam în alte ocazie, după ce le aruncă în mare, pune acolo pe plajă o tablă, pescuitul interzis. Nimeni să nu mai meargă după el. <laughs> Dumnezeu uită. Uită. Pentru că în Isus Hristos, în mijlocirea Duhului Sfânt, după voia lui Dumnezeu, și în dragostea Tatălui care acopere toate păcatele și toate greșelile noastre, El ne iartă tot trecutul, indiferent cât de dezastros este acest trecut. Pentru tine trebuie să fie o zi de bucurie locul acesta. Dacă ai fost bătut jos gândindu-te la trecutul tău, aș vrea să-ți aduc aminte, Dumnezeu este mai mare decât trecutul nostru. Dragostea Tatălui Ceresc este mai mare decât trecutul nostru. Dragostea lui Isus Hristos și jertfa lui este mai mare decât trecutul nostru. Viața din Duhul Sfânt și mijlocirea lui este mai puternică decât trecutul nostru. De deci ce ea privește la Isus Hristos. A doua dimensiune, în situația acestei femei și probabil în situația ta, pe lângă tre trecut dezastros, prezent nemângăiat. Prezent nemângăiat. Din nou versetul 12, partea a doua. Iată că duceau la groapă pe un mort, singurul fiu al maicii lui care era văduvă. Un prezent dezastruos. Imaginați-vă, soț nu are și ce face un părinte, un părinte cu minte, un părinte temător de Dumnezeu. Toată dragostea și-o pune în copii. Toată dragostea și-o pune în copii. Toată investiția este în copii. Pentru că și dacă trăim 120 de ani și copiii noștri au 90 de ani, tot copiii noștri sunt. Și la, și la vremea aceea. Părintele investește în copil. Totă dragostea acestei mame este în acest fiu. Însă s-a dus acest fiu și de aceea prezentul ei este un prezent nemângâiat. Hai să aplicăm la viața noastră de fiecare zi. Cum arată prezentul tău? Poate astăzi ai aflat știrea aceasta de la doctor după ultimele analize medicale pe care le-ai făcut și ești dat peste cap. Prezentul tău s-a ruinat. Azi ai aflat despre familia copiilor tăi, ce s-a întâmplat cu ei. Asta a spus soțul că niciodată nu te-a prețuit, poate. Unii au auzit și această veste astăzi. Ori alții le-a spus soția că niciodată n-au dat doi bani pe soțul lor. Poate ai auzit această veste astăzi. Poate astăzi ai aflat că s-a rupt logodna, te pregăteai pentru nuntă. Nu se mai întâmplă, nu mai are loc. Ai fost dezamăgit poate de păstori, ai fost dezamăgit de biserică, ai fost dezamăgit de cei cu care ai făcut business. Tocmai partenerul tău cel mai bun ai aflat astăzi că te-a furat și te-a înșelat. Prezent, nemângăiat. Dar Isus Hristos, cel ce a fost înain, fiind același ieri, as și în veci, nu numai de trecutul nostru se ocupă, el se ocupă și de prezentul nostru. Amin. El se ocupă și de prezentul tău. De casa ta, de businessul tău, de viața ta, de familia ta, de experiențele tale. Nu există, frați și surori, doamnelor și domnilor, nu există ocazie și nu există clipă în care Domnul să nu fie cu noi. În care El să nu fie, de, să nu fie prezent. Mântuitorul nostru Iisus Hristos nu ne lasă nicio clipă, așa cum spune una din cântările noastre. Tu nu pleci niciodată de la mine și singur, nici o clipă nu mă lași. Nu ne lasă Domnul. Noi spunem de multe ori că au uitat Domnul, ne-a părăsit Domnul. David a spus lucrul acesta. Sfinții din vechime au spus lucrul acesta pentru că așa reacționează fire la necaz. Eu am spus lucrul acesta. Soția mea. Noi am spus. Dar Dumnezeu, Dumnezeu care este plin de dragoste și care nu se poate asemăna cu oamenii în dragoste și în interes pentru fiii oamenilor, nu ne lasă singur nici o clipă. Nu ne lasă singuri dacă ne-ar lăsa singuri, ne am împrăpădi singuri, dar ne susține, ne ridică, ne poartă poverile, ne ține de mână și ne asigură de dragostea Lui. Cum spunea Asaf în Psalmul 73, pe cine am eu altul afară de tine? Pe cine? În toată vremea când eu m-am plâns, spune, tu ai fost cu mine, m-ai ținut de mână, m-ai apucat de mâna dreaptă. De aceea, în final, când voi încheia timpul aici, voi păși direct în cer. O, Dumnezeul nostru este glorios. Dumnezeul nostru este glorios. Chiar dacă viitorul tău este de nemângăiat, aș vrea să te mângâi astăzi, pentru că Domnul Dumnezeul nostru se numește Dumnezeul oricărei mângâieri. Și apoi cea de-a treia dimensiune în cazul acestei femei și în cazul multora, prin experiența prin care trec, viitor sumbru. Trecut dezastruos, prezent de mângâiat, viitor sumbru. Duceau la groapă pe singurul fiu al maicii lui. Singurul fiu al maicii lui. Ce viitor mai are femeia aceasta? Ce viitor mai are văduva aceasta? Ce viitor mai are mama aceasta? Se gândea că probabil într-o zi fiul va fi destul de puternic fizic, își va face o familie, va face un mic business și va avea grijă și de ea. Și această speranță este luată. Viitorul ei s-a ruinat. Și după societatea în care trăiește, ea nu mai are niciun ajutor pentru că în vremea aceea statul nu făcea welfare ca și astăzi. Ajutor. Viitorul nostru, frați și surori, viitorul nostru este un viitor sigur. Dacă și în încercare știm Știm că Dumnezeu e același. Viitorul nostru este sigur. Nu știm ce se întâmplă în clipa următoare, în sensul experienței pe care urmează să o avem. Nu știm ce se întâmplă mâine. Nu știm ce se întâmplă peste o săptămână, peste o lună, peste un an. Nu știm. Dar știm că viitorul nostru este un viitor strălucit cu Dumnezeu. Și aceasta trebuie să fie o certitudine pentru noi. Chiar dacă din perspectivă omenească zici, nu știu ce să mai alege de casa mea, nu știu ce va fi de familia mea, nu știu ce va fi de sănătatea mea, nu știu ce va fi de businessul meu, nu știu ce va fi de biserica noastră, nu știu ce va fi de cutare loc, de cutare loc. Frași și surori, doamnelor și domnilor, cel ce are toate lucrurile în mână nu suntem noi, le are Dumnezeu. El are în mână sănătatea noastră, El are în mână banul nostru, El are în mână picioarele noastre, El are în mână puterea noastră, El are în mână umblarea noastră, El are în mână toată ființa noastră, trupul, sufletul și duul, tot El are în mână. De aceea, cu Domnul, putem, ca și această femeie, să avem o experiență pe care n-am visat-o. O experiență cu Dumnezeu la care n-ai putut să te gândești, la care n-am putut să mă gândesc. Oglinda disperării este această femeie. Trecut dezastruos, prezent nemângâiat, viitor sumbru. Dar, dar, în al doilea rând, Iisus Hristos, speranța noastră. Tocmai în momentul de criză, tocmai în punctul culminant al experienței ei, a amărăciunii ei, tocmai atunci a apărut Mântuitorul Iisus Hristos. Câți dintre dumneavoastră n-ați avut această experiență când ați zis, asta este ultima zi, este ultima putere, este ultima rămășiță de tărie pe care o mai am. S-a dus, s-a dus și a intervenit, a intervenit Dumnezeu, a intervenit Dumnezeu. Îmi aduc aminte, eram în România și povestea acest frate. Spunea, ne-am fost 11 copii în familie, tatăl meu, spunea el, a murit când eu aveam 9 ani și mi-aduc aminte că aveam 13 ani. Și în seara aceasta mama ne-a adunat pe toți și a zis, copii, spunea el, era a treia zi de când n-am mâncat nimic decât am băut ceai fără zahăr toată familia, 11 copii cu mama, 12. Ne aduna mama și a zis, copii, eu nu mai am nicio forță, eu nu mai am nicio putere. Ne punem pe genunchi și ne rugăm Domnului. Și dacă Dumnezeu nu vine în ajutorul nostru, poate că până mâine murim toți. Și spune, mama ne-a ne când a vorbit așa, dar mama a fost serioasă. Însă ne-a zis, Dumnezeu nu ne lasă să murim copii. Dacă ne rugăm și dacă vă rugați din toată inimuța voastră, Dumnezeu ne ascultă. Și când era vorba de mâncare, cum să nu ne rugăm, ne am Ne-am rugat și am strigat la Domnul, cum am știut noi mai tare? Nu ne-a auzit nimeni, bineînțeles. Mama a zis, acum ne-am rugat, așteptăm pe Domnul să ne trimită mâncare. Pe mâine dimineață ne trimite Domnul de mâncare. Da, mergeți și vă culcați acum. Și ne-am culcat flămânzi. Și mi-aduc aminte, spunea el, pe la patru dimineața, bătea cineva puternic la noi în ușă. S-a sculat mama, ne-a sculat pe doi care erau mai mari și a zis, haideți că nu știu cine e la ușă. Și asta, am deschis mama ușa și noi lângă mama, o țineam pe mama să vedem ce se întâmplă. Erau doi bărbați și în curtea noastră o mașină. Și bărbații aceștia au zis, aici stă familia cu tare? Și a spus, da. A spus, doamnă, dar vă căutând de multă vreme. Pentru că ieri, după masă, am fost undeva într-o familie la rugăciune. Și acolo Duhul Domnului ne-a vorbit și ne-a spus de dumneavoastră să venim și să vă aducem de mâncare. Zice. Și am umplut mașina. Erau cu un, cu un pickup truck. Am umplut mașina. Și zice, N-am fost atenți, soră. Și seara ne-am dus iarăși la rugăciune. Și Domnul ne-a vorbit a doua oară și ne-a dat adresa. Și unul dintre noi n-a fost atent și n-a scris bine adresa. Ne-a dat adresa dumneavoastră prin Duhul Sfânt. Mulțumim Domnului că v-am găsit o mașină plină cu cumpărături, plină cu mâncare, plus bani ca să poată să trăiască pentru trei luni de zile, 12 copii. Și a zis el, n-am să uit lucrul ăsta niciodată. În ultima clipă, în ultimul moment, a intervenit Dumnezeu. A intervenit El. Când Isus Hristos vine, nu apare niciodată prea târziu, nici prea repede. De ce? Pentru că atunci când vine, uitați ce face El. Lucrează cu milă. El este mișcat de milă când te vede, când mă vede, când îți vede situația. Versetul 13, partea 1. Domnul, când a văzut-o, i s-a făcut milă de ea. El s-a făcut milă de ea. Acesta este stilul lui Dumnezeu de a lucra. El lucrează cu milă cu noi. Pe noi de supără de multe ori când te joci și spui cuiva, mă rog, Domnule, să aibă Domnul milă cu tine și de, de casa ta, de viața ta. Nu am nevoie de milă, zici. Parcă te simți jignită că eu am nevoie de milă. Eu am nevoie de milă a Domnului. Să lucreze Domnul cu milă în viața mea când lucrează El cu milă, atunci toate lucrurile sunt bine pentru tine. Uita ce spune cuvântul Domnului. Și dacă ai trecutul dezastros, dacă te întorci către Domnul și îi spui, Domnule, sunt la marginea puterilor, la marginea gropii. Te rog, iartă-mă, uitați ce spune cuvântul Domnului. Dacă ai păstrat, Doamne, aducerea mintea a nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare? Dar la tine este iertare ca să fii de temut. Psalmul 130, versetele 3 la 4. Dumnezeul nostru este plin de milă plin de îndurare. Dacă ne pedepsește pentru păcat, o face cu măsură, Ieremia 10 cu 24, o face cu dragoste, Ieremia 30 cu 11, o face cu milă, Ieremia 30 cu 17, 32 cu 41 și o face în vederea pocăinței noastre, 1 Corinteni 7, 8 la 11. Apoi, în mila lui, ne face bine. Uitați ce spune același mântuitor și Dumnezeu către Israel. Cum să te dau, Efraime? Cum să te predau, Israele? Cum să-ți facă admei? Cum să-ți facă țeboimului? Mi se zbate inima în mine și tot lăuntrul mi se mișcă de milă. Osea 11 cu 8. Cine este acesta? Cine este acesta? Este Dumnezeu. Când Isus a văzut-o, i s-a făcut milă. Când Isus se uită la tine, are milă de tine, are milă de casa ta, are milă de viața ta, are milă de sănătatea ta, are milă de businessul tău, are milă de soțul tău, are milă de soția ta, are milă de copiii tăi, are milă de toată lucrarea pe care o ai în casa ta. Pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu milos. Are milă. Duhul Sfânt lucrează la fel. Tatăl Cerez lucrează la fel. Și spune, nu plânge nu plânge, pentru că el are mil. Spuneam de multe vreme și mi-aduc aminte când discutam cu acest frate păstor din Alabama și el zicea, noi am fost nouă copii în familie. Tatăl meu la rândul lui a fost păstor, spunea. Era prin anii 60, spunea el, și mi-aduc aminte că biserica noastră era o biserică mică și pe lângă un ajutor financiar pe care tatăl primea de la biserica aceea, trăiam din fermă. Tată avea și o fermă în care cultivam de obicei porumb. Și când se recolta porumbul, vindeam porumb, din aceea aveam bani. Avea fermă mare, deci. Și din aceasta trăiam. Dar mi-aduc aminte, spune el, că în vara aceasta a fost o vară extrem de secetoasă. toți culturile s-au compromis în zona aceea în Alabama. Și el avea 13 ani și fata aceasta aveam 13 ani când am avut această experiență în jurul anului 66. N-aveam mai condiționat la casa noastră în vremea aceea. Deci undeva așa mai în zonă rurală, unde era și fermă, nu? Dormeam în pod, în etic. Era o căldură infernală. Era unul noaptea, spunea el, și n-am mai putut să dorm din cauza căldurii. Am coborât jos în încet, să nu-i scol pe ceilalți și am ieșit afară. Știți cum măscasele de la prin, prin sud au uh, un pic de prisp în față, nu știu în engleză cum se spune. Porci. Da, yeah, ok. Porci. Și cu hintă. <laughs> Aș cu hintă. Spune, am deschis ușa încet să ies afară și când am ieșit, când am ieșit să ies afară pe porci, pe prispă, tata era în hintă. Se legăna. Se legăna. În the swing. Și vorbea. spunea, l-am auzit vorbind mi-a fost frică să nu-l deranjez. Dar cu cine vorbește tata la ora 1 noaptea? Dar curios, a spus el, curios fiind, am zis, ia să vedem cu cine vorbește tata la ora 1 noaptea. Și mi-am scos capul pe porci, pe prispă, m-am uitat. Nu era nimeni, vorbea singur. Și am zis, era cu tată, rău ajuns, vorbește singur. Dar iarăși copil fiind, am zis, ia să vedem ce vorbește tata când vorbește singur. Și apoi am auzit ceva, spus el, care m-a marcat toată viața și mi-a rămas în inimă. Tatăl meu vorbea cu Domnul și vorbea ceva în felul următor. Doamne, Tu știi că noi doi suntem parteneri. Ferma aceasta e amândurora. Tu ești partener cu mine la fermă și eu cu tine. Așa vorbea el în suingul acolo pe prispă. Doamne, eu mi-am făcut partea mea, eu am săpat, eu am arat, eu am semănat. Tu nu ți-ai făcut partea ta. Tu trebuia să faci să ploie. Că n-a plouat. Și uite toată ferma noastră să uscă. Acum eu te întreb așa ca partener, deci vorbea singur. Te întreb ca partener, îți place cum arată ferma noastră? A ta și a mea. Dacă tu vrei să pierdem anul acesta, pierdem. Dar tu poți rezolva problema așa acum. Și spunea fratele pastor când l-am auzit pe tata cât de serios vorbește, am închis încet ușa și m-am dus sus și m-am culcat și am zis, Doamne, adu-ți aminte de tata. Și am adormit. Pe la trei noaptea m-am trezit într-un zgomot infernal, tunete, fulgere și trăznete. De la ora 3 noaptea până la ora 7 dimineața a plouat într-una. Însculat am sculat dimineața bucuroși, a plouat. Minunea, când am ieșit afară, ploase numai pe ferma lui tata. Numai pe ferma lui tata. Toată zona aceea a venit să vadă ce s-a întâmplat cu ferma lui păstorul Pocăitul. A doua noapte, de la 3 până la 7 dimineața. Exact. A plouat toată noaptea, cu tunete, cu fulgere, cu trăsnete. Nu pe ferma lui tata. A venit radio, a venit presa, a venit televiziunea, sunt în arhive lucrurile acestea despre care vă vorbesc. Au fost fotografiat, au filmat, pentru că nu le-a venit să creadă. A treia noapte același lucru. Trei nopți la rând, de la trei până la șapte dimineața. Și spunea fratele păstor, cea mai mare producție de porumb pe care a avut-o tata vreodată în ferma lui a fost în anul acela. Am putut să donăm la toți membrii bisericii să trăiască și ceilalți și să trăim și noi. Pentru că tata, partener cu Dumnezeu, i-a adus aminte lui Dumnezeu și lui Dumnezeu i s-a făcut milă de ferma lui. Când Dumnezeu vine, nu vine să distrugă, vine să ridice, vine să binecuvânteze, vine să întărească ce este pe moarte, vine să ridice. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu milos. Cum să te dau Efraime? Cum să te dau Emanuele? Cum să te dau Mario? Cum să te dau Vasile? Cum să te dau? Mi se mișcă sufletul în mine de milă. Și ce bine e că Domnul are milă de noi. Pe de altă parte, el nu numai că se uite să oprește cu Mil în dreptul tău, el atinge cauza neînsuflețirii tale. În cuvântul Domnului, în versetul 14, parte îți spune, apoi s-a apropiat și s-a atins de sicriu, de raclă, de sicriu. Așa face Domnul. Când vine, el atinge cauza. El atinge cauza. Nu l-a atins imediat pe mort, sicriu. Când vine Dumnezeu la tine, Întâi se ocupă de cauza care te-a adus în situația în care te-a adus. Îți atinge gusturile, îți atinge preteniile, îți atinge gândurile, îți atinge trupul, îți atinge sufletul, îți atinge faptele, pentru că Dumnezeu vrea să meargă la rădăcina lucrurilor ca să te pună în picioare. Și așa trebuie să rezolvate problemele. Întotdeauna, cum vă spuneam în multe ocazii, cum spune cuvântul Domnului, de la rădăcină. Trebuie mers la rădăcina lucrurilor și Domnul nostru merge până acolo și atinge acolo unde trebuiește atins. Și când mâna lui atinge, mâna lui este detătoare de viață. Mâna lui ridică, mâna lui întărește. Pe lângă aceasta, a treia dimensiune, el rostește cuvântul vieții către tine. Versetul 14, partea finală, spune, tinerelule, scoală-te, -ți spun. Cuvântul său este expresia puterii și a personalității sale. Uitați-vă în Sfânta Scriptură, când a creat, a zis. Geneza 1 cu 3. Când a vindecat, a poruncit. Psalmul 107, versetul 20. Când a trimis pe demoni în adânc, a poruncit. Când a potolit furtuna, natura, a poruncit. Când a înviat pe cineva din morți, ca pe acest tânăr, a vorbit. El cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum sunt. Îl asculte lucrurile care nu sunt. Roman 4 cu 17. De ce? Pentru că cuvântul pe care îl rostește Dumnezeu este un cuvânt adevărat. Cuvântul pe care îl rostește Dumnezeu este un cuvânt al puterii. Cuvântul pe care îl rostește El este un cuvânt al ridicării. Cuvântul cuvântul pe care îl rostește Domnul e un cuvânt al vieții. Cuvântul pe care îl rostește Dumnezeu este un cuvânt al creației, de unde nu este crește. Pentru că Dumnezeu a vorbit. De aceea expresia favorită la profeții Vechiului Testament este aceasta? Căci gura Domnului a vorbit. Când vorbește Dumnezeu, trebuie ținut minte. Trebuie ținut minte. El nu vorbește să se află vorbind. El vorbește și ce vorbește de ființă capătă contur, capătă formă. Și de nu este, și de nu este. <coughs> Vine în ființă. Vine în existență. Încă o dată, Roman 4 cu 17. El cheamă lucrurile care nu sunt, ca și când ar fi. Și îl ascultă. De ce? Pentru că în cuvântul lui avem un cuvânt al puterii, un cuvânt al providenței absolute. În cuvânt al unui promisiuni neschimbate. Auzi ce spune Evrei, capitolul 6, de la versetul 18 la 19. Pentru că prin două lucruri care nu se pot schimba, și aceste două sunt acolo, caracterul lui și legământul lui, și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare, o speranță pe care o avem ca pe o ancoră a sufletului și care stă neclintită prin cuvântul lui o ancoră care dă o speranță neclintită, un cuvânt al puterii. Dumnezeu atinge cauza problemei și apoi Dumnezeu trimite cuvântul vindecării. Și în final, în al treilea rând, după ridicarea din groapa ta. După ce Domnul te ridică din groapă, după ce domnul mă ridică din groapă, după ce te ridică din sicriu, după ce te întoarce de pe drumul înspre groapă, ce este de făcut? Ce trebuie este făcut? Dacă ne uităm în această istorie, trei lucruri se întâmplă. Primul, șez în Hristos. Șez în Hristos. Versetul 15, mortul a șezut în capul oaselor. Ca să înțelegem lucrul acesta, aduceți-vă aminte de următoarele aspecte. După ce a înviat Isus din morți, s-a suit la cer și șa de la dreapta lui Dumnezeu. Colosem 3 cu 1, Evrei 12 cu 2. Despre noi cuvântul Domnului spune că Dumnezeu Tatăl ne-a înviat împreună cu El și ne-a pus să ședem împreună în Hristos Iisus în locurile prea înalte. De ce să ședem în El? Pentru că după zbucium, avem nevoie de o dignă. Șezând în el se primește Duhul Sfânt, fapte 2 cu 2. Uitați-vă în fapte, vă spuneam în multe ocazii, cuvântul Domnului spune, a venit să așezat pe fiecare acolo unde ședea, pentru că ședeau și jos, dar ședeau ancorați în Hristos, în Dumnezeu. Șezând în el, suntem ascunși în el, colosem 3 cu 3, la care, care la rândul lui stă ascuns în Dumnezeu și în el sunt ascunse, spune cuvântul Domnului, toate comorile veșniciei și ale vieții. Stai în Hristos, pentru că stai în comoră, stai în bogăție, stai în tot ce poate să suplinească din nou pentru tine Dumnezeu tot ce ai pierdut în viață. Doi, întărește unitatea familiei. După ce ai fost întors din drumul înspre groapă, după ce ai fost culat din groapă, cuvântul Domnului spune, versetul 15, pe partea finală, Iisus l-a dat înapoi Maicii Lui. Dragul meu, după ce ți-a făcut Dumnezeu bine, nu ți-a făcut bine să devii un bețiv, nu ți-a făcut bine să devii mai departe un vagabond, nu ți-a făcut bine să întorci din nou spatele Lui Dumnezeu, ți-a făcut bine să te întorci în familie, ți-a făcut bine să te întorci în biserică, ți-a făcut bine să te întorci în casa Lui Dumnezeu, ți-a făcut bine să intri din nou în legătură cu poporul Lui Dumnezeu. Te dă înapoi, te aduce înapoi, pentru că Dumnezeu nu ne face bine ca să facem ce vrem ne face bine să fim mai harnici pentru El, să ne implicăm în lucrul Lui, să ne arătăm credincioși de aici încolo pentru Domnul și să nu uităm niciodată tot binele pe care Dumnezeu ne l-a făcut. Și Dumnezeu ne-a făcut mult bine, mult bine. Și apoi este al treilea lucru, al treia schimbare, se produce schimbare în jur. Se produce schimbare în jur, versetul 15 și 16. Mortul a șezut în capul oaselor și a început să vorbească. Iisus l-a dat înapoi maicii lui. Toți au fost cuprinși de frică. Slăveau pe Dumnezeu și ziceau, un mare proroc s-a ridicat între noi și Dumnezeu a cercetat pe poporul său. Ceea ce a dus schimbare la cei din jur este unitatea nouă pe care ei au văzut-o în această familie ceea ce a dus schimbare la cei din jur, a fost mărturia acestui om de care s-a atins Dumnezeu. Ceea ce a dus schimbare în cei care au văzut această minune a fost revelația pe care au primit-o, pentru că au zis cum vorbesc, un mare proroc a venit în mijlocul nostru. De unde au primit această revelație? De la Dumnezeu. De la Dumnezeu. Și au început să slăvească pe Dumnezeu. Au început să-i se să închine lui. Cuvântul Domnului spune că Dumnezeului nostru i s-a dus faima prin împlinirea făgăduințelor pe care le-a făcut față de fiii oamenilor. Crezi tu lucrul acesta? Și în această seară, și în această zi, indiferent unde ești și în ce groapă te afli indiferent cât de adânc este drumul pe care cobori, cât de împantă, indiferent cât de profundă este amărăciunea ta și durerea ta, nu uita, Iisus Hristos este prezent. Și când El este prezent, este prezent să aibă milă. Este prezent să te atingă acolo și să îndepărteze cauza care te-a dus până în punctul acela. Este prezent ca să-ți vorbească cuvântul păcii, cuvântul mântuirii, cuvântul ridicării, cuvântul redării demnității, cuvântul care să te aducă din nou în poporul Domnului, să te aducă din nou în familie. Împărtășie în cu familia, împărtășie cu poporul Domnului. Poate vei zice și tu, cum au spus alții, mulți trecutul meu este prea negru. Nu este mai mare decât jertfa Domnului Iisus Hristos. Prezentul meu este prea sumbru. Nu este peste puterea jertfii Domnului Iisus Hristos. N-am niciun viitor, n-am nicio speranță. Tot viitorul și toată speranța este în Iisus Hristos. De ce spune cuvântul Domnului Hristos în voi? Nădejdea gloriei, speranța slavei seara aceasta, în ziua de astăzi când asculți mesajul, Dumnezeu trece pe lângă tine. Tatăl Ceresc trece pe lângă tine cu dragostea Lui. Iisus Hristos trece pe lângă tine cu puterea jerfei Lui. Și Duhul Sfânt trece pe lângă tine cu puterea de viață și de mijlocire din El. El este mângâitorul, un Dumnezeu care mângâie, un Dumnezeu care ridică. Îți vestesc un Dumnezeu plin de milă și de îndurare. Dar acestui Dumnezeu tu trebuie să-i aduci inima ta și să-i spui starea ta. Doamne, eu sunt o ruină. Și Dumnezeu te ridică. își șterge trecutul și îți-l aruncă în marea uitării și nu-și mai aduce aminte de el. De aceea a spus prin Ezechiel, dacă cel rău se întoarce de la calea lui Iria, îi voi ierta păcatele și fără de legile și nu voi mai aduce aminte de ele. Da, Dumnezeu spune și cealaltă, pentru că sunt unii care vor zice, n-am profeții noi în numele tău, n-am făcut noi cu în numele tău. Și le va zice, mergeți de la mine, făcătorii fără de lege, niciodată nu v-am cunoscut, pentru că același Dumnezeu spune, dar dacă cel neprihănit se abate de la neprihănirea lui și începe să facă rău, fără să se mai întoarcă la mine, am să uit toată neprihănirea lui. Dumnezeu poate să uite și altfel. Dar de ce nu și-ar aduce Dumnezeu aminte de tine și aminte de mine spre bine, cum zice Nemia? A dus, Doamne, Dumnezeu la minte de mine spre bine. În această seară Dumnezeu și aduce aminte spre bine. Să te mântuie, să te vindece, să te ridice, să te binecuvânteze, să te îmbărbăteze, să îndepărteze amărăciunea și în locul ei. Să-ți dea bucuria mântuirii lui.